Am înțeles, în regulă. Eu totuși cred că noi nu trebuie să renunțăm la idei. Lăsăm atunci pentru data viitoare. Poate găsim timp potrivit ca să ne putem întâlni. Vă doresc succes, numai bine. Pa, pa! Iată așa, prieteni. Uneori se întâmplă niște schimbări de moment. Trebuia să mergem să filmăm o emisiune cu un protagonist frumos, cu un interpret de muzică populară, dar au apărut niște schimbări, pentru că de toate se întâmplă în viață și cred eu că în orice clipă trebuie să găsim soluții. Să vedem dacă o să avem noroc. Mă gândesc eu că ar fi foarte bine poate să rămânem aici, la Moldova 1, în ograda noastră frumoasă, pentru că avem foarte mulți colegi la fel de interesanți și cred eu că receptivă în această zi ar fi Angela Gavriliuc. Cunoașteți foarte bine, muncește de mult timp la Moldova 1, a prezentat numeroase emisiuni, Moldova de Patrimoniu în prezent și cred eu că o să ne deschidă ea astăzi ușa, ar fi bine să o previn pentru că urmează să susținem un tet-a-tet. Da! Salut, Angela! Bună, Dumitru! Aha! Te-am surprins aici, salut, salut! M-ai surprins direct la pauza de masă. Eu așa mănânc, Dumitru, și la pauza de masă. Eu am aflat că ai pauza de masă și am zis că neapărat trebuie să o servim împreună. Pentru că bănuiesc eu așa vreo Dumnezeu, ca să nu ajungem acolo unde ne-am pornit și să fiu musafirul tău astăzi. Treceți la mine! Da, bine ai venit! Bine ai venit în Împărăția Creației. Împărăția Creației, da, aici este atmosfera de creație. Uite, trebuie să recunosc că am mai fost pe aici, dar da, voi sunteți prima dată în birou la Jerry Gavriliuc. Da, uite aici, asta e în loc de pâine. Asta? Acela e ceaiul. Da. Asta e sarea. Și astea sunt celelalte alimente. Iată care este secretul unei femei care să se mențină în formă și să arate în permanență bine. Da. Deci te hrănești numai cu creație, da? Da, numai cu creație, așa din când în când îmi mai aduc aminte că trebuie să mai mănânc câte ceva. Vezi reacția? Accident. Asta e firesc. Asta deja e bine. Am văzut eu că ai adunat și mai multe cărți aici, pentru că știm foarte bine, de 2 ani și tu realizezi Moldova de Patrimoniu. Da. O să vorbim și despre asta. Am venit să mai verific ceva din scenariu, să mai schimb, că mi-a ieșit cam mult, că eu greu mă pornesc să scriu un scenariu, știi, până îmi vin ideile așa să fie ceva și filosofic și nu știu ce, dar dacă mă pornesc, am greu îl termin și întotdeauna nu iese mai mare. Și dar în schimb, mai munca este răsplătită, pentru că văd o medalie aici, Angela, povestește-ne. Iată, aceasta este medalia cu părintele Ioan Zlotea de la Sălcuța, este și casă-muzeu acolo. Și am făcut o emisiune, m-am pornit să fac o emisiune despre Casa Muzeu. Și când am aflat eu toată istoria părintelui, atunci am eu și 3 emisiuni. Așa. Pentru că am mers pe urmele lui și la Dobrogea, acolo unde este înmormântat și multă lume se duce acolo și unde satul Dobrogea, de aici, de lângă Chișinău, el, datorită lui a apărut satul acesta, pentru că creștinii au venit după dânsul. Și atât de la niște colibe mai întâi pe un deal acolo le făcuse și după aceea s-a extins satul.
Iată, pentru câteva clipe a fost și Moldova de patrimoniu. Am fost, da. Dar când am realizat emisiunea despre părintele Ioan Zlotea, a venit de acolo din România un părinte ca să-mi vorbească despre părintele Ioan Zlotea. A venit aici la televiziune și mi-a acordat un interviu și domnul Ion Găină, deja directorul muzeului de acolo, de la Sălcuța, mi-a dat și mie această medalie, am fost onorat. Felicitările noastre. Așa felicitești de la Musafirul, de la echipa Musafirului. Nu te mai întreb despre sursa ta de inspirație, pentru că o văd acolo. Da. Da. Chiar această... E feciorașul tău, Angela. Da, este el care... E deja mare. Iată, așa era mai mic. Avea 5 ani. Dar așa este mai mare. Dar acesta așa sunt eu când aveam 18 ani. Și când eram. Și tu ai avut 18 ani. Da? Am avut și 18 ani. Și iată, dar acesta este tatăl meu. Eu întotdeauna am purtat fotografia lui tata cu mine. Și tăticul tău a fost și un protector spiritual pentru tine, căci din păcate nu mai este printre noi, dar știu că mai plasezi uneori pe rețelele de socializare gânduri dedicate lui, pentru că așa cumva ne ușurăm și noi sufletul atunci când mai transmitem și niște gânduri în cer, dar în același timp le împărtășim și cu cei din jur. Da. Întotdeauna aceștia mi-am adus aminte de tot. Pentru că acestea sunt amintirile inimii, sunt amintirile vieții. Au trecut 4 ani, dar... Așa e. E un dor nestins, Angela. Gata. Acum și trece. Tu ești o femeie puternică și știi că viața merge mai departe și aici ce purtăm. Da, și trebuie să fie puternică. Tata a fost un bărbat foarte puternic și feciorul meu, caracterul este cam al lui, știi? Și aceștia sunt cei doi bărbați din viața mea, cei mai puternici, care mă ajută să merg mai departe. Știi ce-mi place la tine? Că te documentezi foarte mult și citești foarte mult. E bine, Musafirul are un alt concept, mizăm pe niște stări de spirit, emoții. Aici, emisiunea care acum m-am documentat de aici despre parcul și conacul din Ivancea, dar aici deja emisiunea viitoare, plec la Orhei marți, miercuri. Deci, și deja, la Orhei săptămâna viitoare. Deja eu sunt pe toate planurile, mă gândesc cum eu să mă duc, acum ce fac, ce am făcut și ce, la moment încă ce trebuie să mai corectez. Ai plâns în biroul ăsta vreodată? Bine, astăzi cu noi, dar nu, atunci așa. Când nu am mers ceva... Tu bine că m-ai găsit astăzi cu ușa descuiată, pentru că eu, când mă apucă pe mine creația și când mă iau emoțiile și eu trăiesc tot ceea ce... Și auzi pașii din hol, da, nu, că eu să nu sperii pe Ina, regizoarea, știi? Ea intră câteodată și mine, dacă mă apucă emoțiile, știi? Salutării Ina, dacă ușa e încuiată, nu-ți sperie că eu crez. Dar am văzut aici că ai o cheie interesantă și la această cheie... Da, și stai să-ți spun... Și eu, da, spune. Da, aici când... Da, aici cu termometru, că eu numai cu termometru lucrez, să văd să nu trec temperatura de acum să nu pocnească termometru. Și atunci eu pot și să plâng, pot și să zâmbesc, pot și să, nu știu, eu trec prin sufletul ceea ce fac de aceea și mă... Iată atunci când făceam emisiunea despre părintele Ioan Zlotea și zici că e domnul director de acolo, îmi spunea că, uite, apar niște semne, așa, îți dă niște semne de înconvințare despre nu știu ce acolo, că a văzut și el ceva și multă lume mi-a povestit, dacă tu ai privit emisiunile o să vezi. Și eu stăteam aici în birou și am vrut să mă apuc și zic, Doamne, despre așa personalitate, despre așa sfânt, cum să mă apuc eu, păcătoasa de mine, să fac emisiunea asta? Dar să fie bine și atât de tare, voiam să fac emisiunea asta și nu mă puteam porni. Să știi că, ei, poate întâmplător, nu știu, dar a venit un hulub la fereastră și s-a izbit așa direct în fereastră și s-a pocnit cu ciocul. Și eu am zis... Noroc, ce mai faci? Eu sunt, am dat așa perdeaua la o parte și el a zburat și eu zic, uite, mi-a trimis părintele Ioan Zlotea un semn, un semn așa, divin, un semn că să mă apuc să fac mai departe, că eu stăteam la îndoială. Știi, Angela, eu văd că tu foarte entuziasmată în ultima vreme, vorbești despre preoți, vorbești despre niște locuri sfinte și ești mulțumită de ceea ce ai făcut, deja să înțeleg că vine și o etapă în viața asta când devenim mai spirituali, când deja credem și mai mult în forța divină și așteptăm ca să fim susținuți și de acolo de sus. Da? Pentru că, știi, atunci când suntem zburdalici, noi, mai ales oameni de creații, da, putem să vorbim și urât pe alocuri, pentru că prin asta tot ne liniștim, da. Ne mai scoatem. Mai bem o cafea, mai avem și niște vicii. Dar iată că Angela Gavriliuc deja
Devine smerită pe zi ce trece. Eu întotdeauna am fost fată cu minte, să știi. Asta spune așa la ceva. Se pune de ambreu. Ei, da. Știu eu. Da, da, da. Am văzut. Și aici se răsucea, nu știu cum, așa. Și se făcea așa, da. Până se făcea firul. Dar trebuie să poți să-l învârtești așa repede și să... Ia ca părinții noștri, bunei, bunei părinții noștri. Teoretic știu, dar practic mi-e greu. Dar și zburdalnic și am trăit viața așa din plin, dar în măsura decenței. Zâna Pănușă. Zâna Toni, Zâna Pănușă. Avem și bătșodă, nu știu lic. În noi se află întregul univers și el este în sufletul nostru, pentru că dacă îl studiezi, e exact aceeași energie care este aici, este și acolo. Și atunci când apelezi la suflet, că noi întotdeauna parcă discutăm cu cineva din noi. Așa, te întrebi, faci un dialog, nu știu tu, dar eu tot timpul vorbesc cu... Da, vorbesc și eu cu mine. Acesta de aici vorbește cu suflet. Cu tratament, că vorbesc cu mine. Nu, nu ești unic, nu ești unic, suntem mai mulți. Da, și atunci când stai de vorbă cu sufletul, cobori în sine. Eu adeseori fac accente și în emisiune, că atunci când cobori în sinele său, atunci ți este mai clar totul. Eu deseori mă întrebam, cum o femeie care e atât de decajată, de dezinvoltă, care poate și zâmbi, poate să treacă niște provocări interesante chiar și atunci când realizezi emisiunile tale, dar te urci acolo, încerci peștera asta. Dar eu nu pot să nu încerc. Eu am băut apă de prin toate fântânile, de prin toate izvoarele, de pe nu știu une. Da, dar când te văd la știri, deja nu vine a crede, pentru că știi... Păi și acolo zâmbesc, am transformat alea că știrile, știi? Le-am făcut mai distractivi. Pentru că, da, acolo ești serioasă, pentru că se întâlnește niște, păi trebuie și acolo, știri, da, care te determină să, da, fii așa. Și în același timp am impresia că Televiziunea Națională are două de Angela Gavriliuc aici, mm-hmm, la știri. Și una la Moldova. Eu pot să mai fiu, depinde de situație, pot să poate mai fiu. Poate apărea și a treia, da? Poate apărea și a treia. A treia ce-ar putea să facă? E a treia, secret. Și dacă te uiți pe partea asta, vezi dincolo. Pe aici se vede cerul, totul altfel, ca de pe fereastră. Deja o mână. E cea care uneori plânge și în pernă, știi, e mai slabă, dar nu trebuie azi, să vadă nimeni. Nu, it's okay, nu trebuie să... T-ai văzut cum plâng, eu îmi trece repede, așa. Dar numai lacrimi de fericire să vedem pe chipul. Și de fericire tot. Nu e frumoasă, trebuie să aibă lacrimi de fericire. Eu îmi spunea sora mea, care este mai mare, cu vreo 7 ani, zice că eu întotdeauna zâmbeam, eu am fost cel mai cuminte copil din familie. Zice că și întotdeauna zâmbeam. Și ea zice, câteodată mă duceam și mă enerva că tu zâmbești. Și eu mă duceam și te mustram. Și mi-e părea că tocușul să începe a plânge. Și zici, când mă uitam, numai eu terminam vorba de spus, dar ea începe iar să zâmbească. Iată, vreau și eu să-ți fac să zâmbești acum. Da. Asta cine? Asta este prietenul meu, susținătorul meu. Atunci când mă obosesc prea tare, e un fel de pernuț, așa. Mm-hmm. Și da, eu îl pun, da. Și eu îl pun, da, așa. Și știi, apar și niște coarni, dar nu trebuie să vă temeți de coarni. Ce coarne interesant, acum și mă duc după capră. Acum și mă duc după capră, stiem caprele de mine. Ia uite ce mesaj interesant pe această cană, Angel. Pentru cel mai bun prieten. Pentru cel mai bun prieten. Eu mă simt onorat. Tu și ursul. Mă gândesc eu cine este cel mai bun prieten din viața ta momentan. Cel mai bun prieten. Cea mai bună prietenă, pot să zic. Prieten, prietenă. Cea mai bună prietena mea, desigur, sora mea e cea mai bună prietenă, dar cea mai bună prietena mea este anișoară și se află la Madrid, la sute de mii de kilometri, dar noi vorbim aproape în toată seara. Suntem în aceeași zodie, suntem săgetători și parcă am fi suflete pereche, știi? Dar aici, în televiziune, ai reușit să-ți faci prieteni adevărați? Dumitru, tu nu ești un prieten? Eu sunt un prieten, dar sunt și coleg mai mult, pentru că rar, da, uneori sunt, ne vedem, avem multe de făcut și asta e. Eu pe toți cei din televiziune, cu cei care lucrez, îi tratez ca pe niște prieteni, niște colegi. Întotdeauna îmi place să le dau sfaturi, să-i susțin, pentru că mulți zic că e concurență. Concurența trebuie să fie sănătoasă, colegială și mie așa îmi place să fiu. Când ultima dată ai văzut și tu orașul de la înălțime, iată, ne-am urcat pe acoperiș. De atâta timp lucrez la televiziune, dar prima dată am urcat pe acoperiș. Dacă știam... O făceam mai des. Am eu obiceiul ăsta de a duce lumea pe acoperiș, știi? De azi înainte, atunci când o să vreau să mă relaxez, o să urc pe acoperiș, că nu știam de intrarea asta. Numai de asta nu știam. Așa. Dar e foarte frumos.
vapori așa. Asta nu e ceva de patrimoniu. Asta, lasă-l aici, pune acolo, pune acolo. Eu am crezut că vor relică. Eu mă tem de tine. Nu, nu, nu. E important în viața asta că să faci cu adevărat ce-ți place. Să-ți urmezi vocația. Tu ești norocoasă la acest capitol, da, ai făcut doar ce ți-a plăcut. Sau uneori deja nu ai mai renunțat, fiindcă aici ai lăsat o urmă. Eu întotdeauna am făcut ce mi-a plăcut. Și dacă îți place să dărui oamenilor din ceea ce ai tu și îți pare că poate le-ar ajuta cu ceva, atunci e bine. Eu fac ceea ce îmi place. De prin 95 ai venit la televiziune? Da, sau? Da. Da, eu atunci lucram, nu știu, mă duceam acasă. Eu ajungeam pe la ora 2 și dacă locuiam pe la Ciocana, vinea mașina să mă ia pe la 4:30, cam câte ore dormeam. Și așa, fără întrerupere, aveam câte o zi sau jumătate de zi, dar nu simțeam oboseala aceasta. Eu când lucrez, mă simt mai bine, atunci mai așa, mai viguroasă. Ei, ce-i drept, mi revin când dorm, că altfel nu pot. Așa. Dar... Uite, tu spuneai că vrei să fii și artistă și... Cred că și actrița ai fi fost foarte bună. Iată, Moldova Film aici, e vecină cu noi. Eu am fost odată la un concurs. Da? La Moldova Film? Nu, care Moldova Film? La un concurs de actorie. La un concurs de actorie. Eram prin clasa 10-a și auzisem că o să fie un concurs, o să vină Oleg Tabakov de la... Spune, e interesant. De la Moscova. Și mama mea zice, unde pornești, unde o să doar și eu, colegă de-a mea de clasă, Maria Gherba. Zice, hai că eu am o mătușă la Chișinău. Și am venit, nu mai știu, în incintea cărei teatru Eminescu, nu știu ce, dar clar că nu a venit Tabakov, l-a trimis pe altcineva. Și era plină sala aceea, veneau toți, cineva i-a ducea de mânuță, dar eu m-am dus și mi-a spus poezia și nu știu ce, și m-am dus acasă, parcă îmi părea coleg Tabakov, o să mă caute. Și așa s-a terminat... Începutul meu de actorie. Dar ai încercat și cred eu că așa este și în viață. Și am și dansatoare. Și dansatoare. Îmi place oamenii să aibă încredere în mine. Și eu dacă promit, fac și eu îi anunțam. Iată, eu mă duc încolo. Adică eu le spuneam. Dar făceam ceea ce îmi spunea mie în suflet. Ce trebuie să facem în viața asta? Ca oamenii să aibă cu adevărat încredere în noi. Pentru că, da, suntem sinceri, dar uneori se mai întâmplă că inconștient mai dezamăgim pe cineva și cred eu că și tu ai avut astfel de experiențe, pentru că nu e numai Vis și Armonie, da, în televiziune și nu numai. Pe tine te-a dezamăgit. Pe mine m-a prin dezamăgit. Ce? Dar ce anume? Dar eu continuu să cred în oameni. Mm-hmm. Ești naivă? Adică... Uneori. Mai des? Desigur. Mai des? Sunt naivă desigur. Și eu. Așa? Mi-am zis că avem noi ceva. Da. Am un suflet de copil. Așa cred în lume și întotdeauna eu judec oamenii. Că dacă eu nu pot să fac rău și dacă eu spun și promit că fac, atunci fac. Și eu uit întotdeauna de mine. Mi-e îmi pare că dacă eu am promis sau dacă cineva are nevoie de ceva, atunci... are nevoie mai mult decât mine și eu uit dacă e în detrimentul meu sau nu și eu desigur când văd oamenii că zic dar eu am nevoie de asta, nu pot să mă duc acolo, eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta, nu știu dacă e normal, nu știu dacă sunt normal, dar eu întotdeauna fac, dacă tu mi-ai zis azi să vin, eu am lăsat tot și am venit. Și mă bucur pentru că știam că vei fi o colegă foarte receptivă. Știi, Angela, ce m-a emoționat pe mine atunci când am intrat la tine în birou? Ai grijă? Ai grijă? Suntem în siguranță, prieteni, că ai menționat de faptul că cei mai importanți bărbați din viața ta sunt fiul și regretatul tău tată. Dar, evident, acum poți să mă iei pe aici, să mă fugărești pe aici, pentru că dacă... Dar oricum și telespectatorii care ne urmăresc se întreabă, o femeie frumoasă, cu inimă la fel de frumoasă și... Uite, e stânga pentru inima. Că... Da, o cauți acum, este, da, este. O cauți. Credeam că ea nu mai este. Totuși, la capitolul dragoste, ai fost norocoasă, pentru ca să înțeleagă toată lumea, pentru că o femeie este mult mai înaripată atunci când este și îmbrățișată zilnic, când iubește, când... Stai, spun cană. Așa. Te-a mai grea. Mă întreb despre dragoste, întreb dacă vreun bărbat m-a iubit pe mine cu adevărat? Dacă acum este lângă tine și să fii înaripată și mai mult. Și dacă ai fost iubită cu adevărat, da, de ce nu ai fost iubită cu adevărat? De cred că nu. De ce tu crezi asta? De ce femeile cred că ele nu sunt iubite? Eu nu am simțit lucrul ăsta.
Poate că eu sunt o femeie puternică și nu s-a găsit încă acel bărbat care să fie mai puternic decât mine. Noi bărbați suntem diferiți și uneori manifestăm dragostea asta în mod diferit, pentru că poate, da, tu poate ai un model de bărbat pe care l-ai văzut tu, pentru că fetele vor ca să-și întâlnească un al doilea tată în viață, băi, pentru că vor să investească încrederea în el și să eu fie protector. Eu nici nu am căutat un bărbat, eu prefer să mă găsească. Așa. Și dacă cineva putea să țină pasul cu mine și chiar aș prefera și să mă întreacă, atunci eu voi fi de acord. Dar ai avut o relație frumoasă, ai și un fecior, asta e important, pentru că... Lucrurile se mai schimbă în timp, știi? Atât pot să spun. Lucrurile se mai schimbă. Se mai schimbă și oamenii se mai descoperă în timp, poate crezi că este într-un fel. Și oamenii mai evoluează și altfel în timp, știi? Unii apar la unii interese, la alții altele și atunci când... Parcă drumurile se duc, fiecare trebuie să-și vadă de drumul său. Și așa e mai corect. Dar e grea această perioadă, pentru că bine, am trăit-o și eu, trăit-o mulți dintre colegii noștri, când nu deja trebuie să ia de la început, să ia alt traseu, în privința dragostei, bineînțeles. Vezi că deja și mă bâlbâi, pentru că ne emoționăm. Nu trebuie să te bâlbâi. Tot e ok. Eu întotdeauna am fost independentă, chiar de mică. Și eu nu simt că acum e mai greu, înainte a fost mai greu. Eu nu am vrut niciodată să fiu datoare nimănui cu nimic. Mi-am văzut de viața mea întotdeauna. Și am zis, dacă cineva mi-a acordat atenție, atunci eu am testat foarte bine și am văzut, e da sau ba? A fi sau a nu fi, iată întrebarea. Am realizat recent un interviu cu Ianuș Turcanu și scriitorul Ianuș Turcanu și mi-a spus că de fapt femeile ne aleg pe noi în viață și cred eu că tu ești cea care alege, așa că noi îți dorim succes. Ileana Cosânzeană sau cea din poveste care a venit cei trei crai de la răsărit și le-a pus săgețele în mâini și o să zic cine împușcă mai departe ce răsărit. Ce e un concurs ăsta util. Ce? Aici trebuie să fie acea compatibilitate și acel suflet pereche, dar dacă e altfel, atunci nu face. E anul 2021, îți vezi câte 2021. Surprize 2021, o să avem. 2021, hai că vine unul. În 2021, scrie hai că vine unul. Da. Este poate vine un motto interesant. Da. Vreau să ne povestești și despre fiul tău, pentru că am văzut eu că practică sportul, da, am văzut și la tine niște poze pe rețele. Fiul meu face muzică, acum este la conservator anul 2, după ce a făcut și Ștefan Neaga și după ce mai făcut și o școală de muzică. Tot de televiziune este pasionat, de cinematografie este pasionat mai mult. Ce o să aleagă el până la urmă? Nu, că eu îi dau libertate, așa cum mie îmi place să fiu liberă în alegere și în exprimare, așa îi place și lui. Și noi suntem foarte asemănători, putem să stăm, să discutăm până la miezul nopții, de mic, noi discutăm. Am discutat întotdeauna, asta e cea mai bună educație și acum știu că am crescut un om demn de încredere și am și eu, în sfârșit, un umăr, el acum are grijă de mine. Ai realizat mai multe lucruri aici la Moldova 1. Poți să mai iei o gură de apă, pentru că... Da. Te grăbești la montaj. Și tu te grăbești la montaj, noi trecem la montaj. Da. Pentru că să vadă lumea, că noi mai și lucrăm, nu doar vorbim pe acoperiș. Da, noi și când mâncăm, lucrăm. Tu noi și când mâncăm, bem apă, facem atenție. Eu deja am uitat ce trebuie să întreb, știi? Ne-am pornit, adă-te-mi. Așa, ne-am pornit. Nu, vroiam să zic de faptul că ai realizat mai multe lucruri aici la Moldova 1 și totuși există un segment unde te-ai regăsit foarte mult, pentru că și asta e important, căci atunci când ești și acolo, și aici, și acolo, înseamnă că ori te regăsești în toate, ori există ceva care te atrage ca un magnet. Poate a trecut o perioadă prea mare de timp, dar ceea ce fac acum îmi place foarte mult, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut să călătoresc. Și eu aici și descoper și am fost foarte curioasă. Eu puteam să fac mai multe lucruri odată și să văd să, dacă m-am pornit să aflu ceva, atunci eu sap în adâncime. Sap, frate, până vei da de apă. Apa așa fac și eu. Iată, tu ești prima protagonistă, colegă a televiziunii noastre și mă uitam la aceste camere de luat vederi. Eu, când am venit la televiziune, am văzut prima dată erau
astfel de camere și eu când le-am văzut atât de mari, eu le spuneam elefanți. Elefanți? Da. Uite, foarte mult îmi place și coțul, da, unde ne urmăresc păpușile. Da. Ele au lucrat la vremea lor, acum deja ne urmăresc pe noi ce facem. Fac seamnă cu mine. Da, am vrut să zic și eu, pentru, da, că prin păpușile astea vrem să-ți caut. Fotografia acolo, dar este... este păpușa, este, este Angela păpușa. Gavriliuc, este din cap până în picioare. Da. Și ca să te simți regină, da, te rog să iei loc aici, așa. Pe tronul televiziunii. Pe tine te recunosc pe stradă? Că uite, e Minerva, asta e eu Minerva. Eu nu mă gândesc la faptul dacă mă recunosc sau nu, dar se întâmplă așa că stau de vorbă cu lumea. Mie tare îmi place să vorbesc, știi, și în transport public și pe drum și vorbesc cu ei. Și eu zic, îmi pare bine, zic, măi, dar nu ție îți place sentimentul ăsta când ești recunoscută și când nu. Oamenii nu. Vor să te mai întrebe ceva, lor le este interesant? Da, dacă mă întreabă, eu vorbesc cu oamenii, dar nu... place să-mi zic, da, eu știu, dumneavoastră sunteți iată de acolo. Da, cum așa, uite, nu, așa sunt, dăm și eu ca și ceilalți oameni. Pur și simplu, noi avem o profesie alta, nu trebuie să închin în fața noastră. Care a fost cea mai piperată bârfă pe care ai auzit-o aici în televiziune despre tine? Despre mine? Despre tine. Te-a bârfit vreodată cineva? Nu se bârfește. Sunt suficient de autocritică. Ei, atunci când văd că lucrul meu îi bucură, uh-huh, pe telespectatori, sincer mă bucur, pentru că atunci nu lucrez degeaba. De ce eu am venit să lucrez la televiziune? Ca să mă arate pe mine? Nu. Am venit să fac un lucru așa ca să îi îmbogățesc pe ei, ca să afle niște lucruri, poate pe care nu le știu, să le împărtășesc cu cineva, că eu nu pot dacă nu dau din ceea ce am și altuia. Eu chiar mă bucur că am, da, rămas astăzi aici, pe teritoriul televiziunii noastre, da, și mă bucur că am susținut un tet-a-tet, să zic așa, pentru, da, că au fost niște confidențe așa, fără scenariu, totul a fost improvizație. Vrei să te invidieze lumea acum? Hai să te apuc la grătă. Iată așa, mă simt și eu mai împlinit. Invidieze, da, lumea. Pune-te rog un saxofon acolo, da, romantică. Da. Și încheie emisiunea cu bine. Angela, da, eu îți mulțumesc foarte mult, dar nu te las pentru că vreau să te petrecem, da, până la montaj, da, pentru că tu ești la serviciu astăzi, noi te-am răpit câteva clipe. Iată, de fapt, ăsta este și coridorul unde se încheagă toate ideile noastre este când aducem tunelul, material. Este tunelul și acolo lumina în capătul tunelului. Păi, noi... Eu mă opresc pe la mijloc. Hai că-mi sală. Am trecut, așa-i? La nouă. Iată. Se duci la lumină ca flucuri la... Așa, la copul, aici intrăm, da? Aici intrăm. Hai, să vedem echipa Angelei. Salutare! Asta e Irinuca noastră care montează. Irinuca montează, salută, da, ne cunoaștem. Aveți? Și Ina, și Ina regizoare. Da. Aici și se coace noua ediție, da, care Moldova de Patrimoniu. Sunt oamenii care lucrează în spatele ecranului, dar fără dânsi noi nici de cum nu. Exact, nu fără ei nu putem face nimic, nici Musafirul, nici Moldova de Patrimoniu, nici toate celelalte emisiuni pe care le vedeți aici. Îți doresc mult succes! Vouă tuturor și un gând bun pentru toți cei care te-au urmărit, pentru toți cei care au ascultat poveștile tale. Au ascultat adevărul despre mine. Da. Eu întotdeauna. O altă Angela. O altă Angela și așa care a fost întotdeauna. Acum că e vreme de pandemie, să fie sănătoși și întotdeauna să facă ceea ce le place. Uite asta. Și dacă fac ceea ce le place, atunci o să fie și fericiți și realizați. Eu încă nu vă zic la revedere, merg și eu la montatoarea mea să-i spun că avem material și avem pâine săptămâna asta. Vă doresc numai bine. Pa, pa! Ei, și pentru că suntem la locul meu de muncă, vreau să o prezint și pe montatoarea emisiunii Musafirul. Ele, de fapt, sunt două, dar astăzi este la serviciu Eugenia Ciochină. Și vreau să-i zic eu că avem pâine, Eugenia, în sfârșit avem ce monta. Salut! Și tot ce vedeți, să știți că aparține Eugeniei, pentru că ea este foarte ingenioasă și încearcă de fiecare dată să facă inedită orice și emisiune. Interesant este că în perioada de autoizolare, când am trăit această carantină cu multe, multe restricții, este unul dintre... Iată așa, oameni buni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru susținere. Noi, echipa Musafirului, eu, Dumitru Alexei și Eugenia Ciochină, mai este o colegă, Rodica Carazanu, vă salutăm și promitem să facem lucruri frumoase pentru voi. Nu am să vorbesc eu prea mult, căci vreau să las spațiu de emisie pentru un nou drag. Și ne-am gândit noi că de mult nu am susținut o conversație cu un scriitor.